Petrecere mare la o grădiniță din Deva. Copii, părinți și educatori au dorit să sărbătorească venirea toamnei. Și cum altfel dacă nu fără păstrarea tradițiilor din moș strămoși, când dădeau viață dovlecilor care se transformau în personaje vesele sau în felinare. Educatorii spun că și la noi există această tradiție a decorării bostanilor, doar că personajele create sunt pline de voie bună și nu înfricoșătoare, așa cum sunt cele de Halloween. De asemenea, au fost sărbătoriți și copiii săptămânii, un alt eveniment pe care micuții le așteaptă cu nerăbdare. Dovleci năzdrăvani și vesel plăcinte aburinde și aroma sucului proaspăt de struguri au învăluit curtea grădiniței numărul 6 din Deva. Copiii s-au distrat de minune la sărbătoarea dovleacului năzdrăvan. Evenimentul a fost organizat în cinstea venirii celui mai colorat și bogat anotimp, toamna. Cu toții și-au pus îndemânarea la încercare pentru a crea cei mai frumoși și voioși dovleci. Arată-ne tu ce dovleac ai făcut! Care e al tău? Ăsta. Și ce ai făcut tu? Ce ai vrut să faci cu dovlecelul? Să-l aduc la gădi. Așa, și ce este, o prințesă, o căsuță? Ce e acolo? Îi un unicorn. Ce ai făcut tu astăzi? Nu sunt așa. Îl am o pisicuță și are bomboane pe el. Da? De ce o pisicuță? Da, e o pisicuță. De ce o pisicuță? E frumoasă? Îți plac pisicuțele? Da. Ce ai adus la grădi? Am adus un coș cu fructe și am adus și dovleac. Și porumbul ăsta frumos, cine l-a pictat? Cine a făcut aici porumbul ăsta frumos? Mami cu tati. Te-au ajutat și ei? Și cum a fost să te ajute și mami și tati să stați împreună? A fost frumos? Da. Și mai vrei? Da. Un aranjament. Și ce conține el? Un arici. Un arici. Și ce mai conține? O ciupercă. O ciupercă. Și ești mândru de el? L-au admirat colegii? Da. Ce-a făcut tu aici? Eu am făcut o fetiță și o upe. Vai, și ce frumos a ieșit. A ieșit. Și cine e fetița asta? Tu ești? Pe care ai făcut-o? Da. Și e frumoasă? Da. Dar cine mai e frumoasă, tu sau fetița pe care ai făcut-o din dovleac? Eu. Eu m-am adus un dovleac care e mare. Și ce ai făcut-o acolo? Văd că l-ai și ornat, l-ai și... i-ai făcut și ochi. Da, l-am făcut cu mami și mi-a plăcut și fac dovleacul cu mami. Și nu a fost singurul eveniment așteptat de micuți. În fiecare săptămână, în ordine alfabetică, este ales copilul săptămânii, iar cei mici de-abia așteaptă să le vină rândul, pentru că este o mare mândrie pentru ei. Spune-mi tu, de unde ai medalia asta atât de mare? De la doamna. De ce ai primit-o? Ai ieșit cumva copilul săptămânii? Da. Și ce înseamnă asta când ești copilul săptămânii? Că ești importantă. Ce-i luat medalia asta? Că sunt copilul săptămânii. Ce înseamnă asta să fii copilul săptămânii? Că sunt cel mai important. Și ești mândru de ea? Da. Cadrele didactice spun că organizarea acestor evenimente aduc bucurie copiilor și părinților. Această sărbătoare o facem cu mult drag și ne bucurăm că am ajuns la a patra ediție împreună cu copilașii și cu rânduri și rânduri de părinți care s-au bucurat de această sărbătoare. Ne bucurăm foarte mult că păstrăm și noi o tradiție din moș strămoș și la noi se sculptau dovlecii și îi pregăteam împreună cu bunicii, ne bucuram de timpul petrecut împreună de calitate și abia am amintit, păstram amintiri frumoase din vremurile acelea. Sărbătoarea dovleacului năzdrăvan este așteptată cu bucurie de cei mici care sunt nerăbdători să arate tuturor dovlecii sculptați și pictați cu migală alături de părinți și bunici, dar și să cânte împreună și să guste din dovleacul copt.